În ultima săptămână, în laboratoarele din spitale și în cele private s-au prelucrat de șapte ori mai puține teste decât capacitatea totală de testare a României. Grupul de comunicare strategică a publicat marți ultimul bilanț al pandemiei de COVID-19, iar ultimele date arată că au fost înregistrate 4.637 de cazuri noi în ultimele 24 de ore. Până marți 29 decembrie, pe teritoriul României au fost confirmate 623.066 de cazuri de persoane infectate cu sars 2 549.262 de, de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.637 de cazuri, care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Până marți, 15.469 de persoane diagnosticate cu infecția SARS-CoV-2 au decedat. În intervalul 28-29 decembrie au fost raportate 135 de decese, 89 de bărbați și 4 46 de femei pacienți infectați cu noul coronavirus și internați în spitalele din țară. Dintre acestea, un deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 4 decese la categoria 40-49 de ani, 14 decese la categoria 50-59 de ani, 36 de decese la categoria 60-69 de ani, 48 de decese la categoria 70-79 de ani și 32 de decese la categoria 80 de ani. 129 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru alți patru nu au fost declarate. În unitățile medicale, numărul total de persoane internate este de 9.628. Dintre acestea, 1.162 de persoane sunt internate la terapie intensivă. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate în țara noastră 4.751.057 de teste.